Odată cu venirea lunii septembrie, Galeria Real vă prezintă târgul Doamna Comercianților. Aici puteți găsi o gamă vastă de produse, de la articole de îmbrăcăminte până la sisteme de curățenie sau plante ornamentale, toate la cele mai bune prețuri. Vă invităm la târgul de bunuri generale Doamna Comercianților din Galeria Real în perioada 14-30 septembrie. Expozanții vă așteaptă cu cele mai noi oferte de sezon, începând de la îmbrăcăminte sport și casual, haine de piele și blănuri naturale, costume de damă și bărbați, rechizite școlare, produse bio, cosmetice, bijuterii, aparate de cafea profesionale și alte bunuri de larg consum, toate la preț de producător. Ne puteți vizita zilnic între orele 9-21, accesul la târg este gratuit, vă așteptăm la cumpărături, doar aici puteți găsi tot ce vă doriți pentru sezonul de toamnă, totul pentru tine, la Doamna Comercianților, doar aici, la Galeria Real. Odată intrați în complexul comercial, sunteți întâmpinați de standurile cu haine și lenjerie intimă. Să vedem ce găsim mai exact aici. Uitați, aici avem pijamale de femei, de bărbați, bumbac 100%, cu mânecă scurtă, cu mânecă lungă, la fiecare cum, mai groase, mai subțire, fiecare cum se simte mai comod. Sutiene pentru femei, iegări pentru domnișoare, toate culorile, mărimile, tot bumbac 100%, calitate foarte bună, chiloți de damă, mai multe feluri, uitați aici. Depinde fiecare, mai cu dantelă, mai puțină, mai multă, fiecare cum îi place să poarte. Începând de astăzi, pe perioada târgului, avem produse românești, training-uri de foarte bună calitate, după cum vedeți, culori diferite, mărimi diferite, prețurile sunt destul de bune, având în vedere că sunt românești. Aștept cumpărătorii să vină la noi, cu drag îi aștept. Aveți training-uri și pentru copii? Da, sigur, avem și pentru copii, diferite numere, cum v-am spus, da. Și având în vedere că acum începe școala, vă așteptați să aveți mai multe vânzări, pentru că elevii vor avea nevoie de training-uri? Da, sigur, acum este perioada. Ne continuăm plimbarea prin târg și nu putem să nu ne oprim la standurile cu produse bio, iar dacă intrăm în vorbă cu cele care le comercializează, nu avem cum să plecăm cu mâna goală de acolo. La acest an lucrez cu firma Lifecare, promovez firma Lifecare. Sunt produse bio, terenul pe care sunt cultivate este un teren fără pesticide, iar produsele sunt fără parabeni. Concentrația este foarte bună, rezultatele sunt foarte bune. Firma noastră colaborează cu mai multe firme din străinătate, firme de renume, cum este firma Kreuter din Germania, firma Life Impulse din America, și avem produse pentru toate gusturile, pentru dureri, produse cosmetice, produse Logona fiind firma numărul 1 în lume, produse cosmetice. Sunt produse deci așa care se pot lua fără prescripția medicului. Spre exemplu, avem semințe de dovleac, semințe goji, care pentru imunitate, pentru întărirea organismului, semințe din, adică tărâțe de psilium, tărâțe de ovăz. Ne reamintim acum că suntem în mijlocul lunii septembrie, ceea ce înseamnă începerea școlii. Organizatoarea târgului s-a gândit la acest lucru și a adus la un stand o librărie creștină. Suntem librăria Candela și avem multe cărți frumoase, multe cărți creștine și avem papetărie și rechizite pentru toți copiii și îi așteptăm cu drag să vină să cumpere. Cum diferă prețurile de aici față de cele din magazine? Prețurile sunt la fel, mergem cu adaos foarte mic, suficient de mic încât să avem vânzări, deci nu mergem cu prețuri mari. De la un târg de toamnă nu puteau lipsi bijuteriile confecționate manual. Beatrice susține că această artă reprezintă o pasiune pentru ea și se bucură enorm când vede pe cineva purtându-i creațiile. Bijuterii făcute manual, handmade, din măgele, pietre, cristale Swarovski și multe alte lucruri. Făcute de voi? Da, eu. Vă achiziționați materia primă? De pe internet, depinde. Cât durează procesul de fabricare, să zic așa? Și o săptămână, și depinde. Oricum lucrăm orice model la comandă. Pentru că trebuie să ne pregătim de curățenia de toamnă, vă sfătuim să încercați un sistem revoluționar. Prețul lui poate începe de la 100 de euro, dar poate urca până la 2000 de euro, în funcție de necesitățile clientului. Acest sistem poate fi probat gratuit la târg, acolo unde puteți primi și informații suplimentare despre el. El funcționează pe inducție magnetică. Asta înseamnă nu se arde, nu se încălzește, are un consum foarte scăzut de energie electrică. Aici coloana asta de apă reprezintă puterea de absorție al aparatului. De exemplu, dacă opresc aparatul, apa se duce în jos, pentru că toată apa este ținută de puterea lui de absorție.
El are o serie de accesorii cu care se poate face posibilă curățenia și întreținerea unei case, unei încăperi. Pentru că toamna duce niște culori incredibil de frumoase în natură, noi vă invităm la târg pentru a le lua acasă, desigur sub formă de flori. Au venit pentru dumneavoastră niște producători dedicați care iubesc plantele și doresc să vă prezinte rodul muncilor. Acum toamna doar crizanteme, panseluțe, ducem florile ce sunt cunoscute la noi ca flori de toamnă și care sunt perene, deci care rămân peste an, să nu înghețe și ca omul să le poată ține pe anul viitor. Niște prețuri orientative? Da, cele mari avem în ghiveciu de cele mai mari de 10 lei, în ghiveciu mare 5 lei, 3 lei și 2 lei. Noi nu doar că îngrijim plantele acestea, dar, de exemplu, dacă avem clienți cărora, eu știu, le-au crescut prea mari plantele, nu mai au unde să le țină, vin la noi, fac schimb, noi schimbăm ghivece, cum să vă spun, ei vin cu ghivecele mai vechi, ca să le schimbe la noi cu altele mai scumpe, le acceptăm într-o diferență de preț, le dăm unele mai mari, adică practic nu e numai, adică noi prin treaba cu plantele nu vedem o afacere, gata, am crescut planta, o dăm, nu ne mai interesează ce se întâmplă cu clientul. Haideți să zicem așa că oferim servicii post-vânzare. Am păstrat pentru final un stand de la care nu se poate cumpăra absolut nimic. Cu toate acestea, nu duce lipsă de vizitatori care se simt atrași spre acel loc. Este vorba despre asociație care promovează yoga în Arad și dorește să invite cât mai multă lume pentru a-l practica. Îi invităm, prin urmare, la programele noastre care se desfășoară, se țin gratuit, programe de inițiere în metoda de evoluție spirituală care se numește Sahaja Yoga, pe strada Unirii, în cadrul Facultății de Științe Umaniste a Universității Vasile Goldiș, în fiecare marți, la ora 18. Acesta a fost în mare târgul 1 septembrie la Galeria Real. Nu uitați că expozanții vă așteaptă la cumpărături, mai ales că vor fi prezenți la standuri pentru dumneavoastră zilnic până la sfârșitul lunii.